versetul acesta. Voi citi un singur verset pentru seara aceasta din Epistola 1 lui Petru, Apostolului Petru, capitolul 5, versetul 5, cuvânt pe care noi îl cunoaștem. Cei care nu aveți scripturile și nu le deschideți, vă invit respectos să urmăriți proiectarea. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu sună astfel: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Se cuvine să mulțumim mai întâi lui Dumnezeu pentru că ne-a prilejuit ocazia aceasta să fim împreună, noi din Kaffenberg, noastre din Graz. Domnul ne-a păzit, am călătorit cu bine până la dumneavoastră și îl mărim pe Domnul pentru lucrul acesta. Apoi mulțumirea noastră se adresează către fratele Vasile într-un mod deosebit și către conducerea bisericii. Mulțumim frumos pentru invitația de a fi împreună cu dumneavoastră la închinare, de a veni cu o parte din tinerii noștri să vă slujim dumneavoastră și Domnului, binecuvântat să fie numele Lui. Vreau să transmit salutările Bisericii Maranata din orașul Kaffenberg, al păstorului Daniel Suingiu, poate cei mai mulți îl cunoașteți, lucrează în Graz de peste 20 de ani. Salutul nostru este din ultima carte a Scripturii, a Bibliei, Apocalipsa 22, citesc versetul 17 și 21, cuvântul 17, 20 și 21, cuvântul Domnului spune astfel: și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse, harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Chiar mă gândeam să vă spun că există o vorbă în Scriptură. I-a spus cineva, de fapt Nabal, i-a spus soției lui, slujitorilor lui, că sunt mulți care pleacă de la stăpânii lor și hoinăresc așa încolo și încoace, și aducându-vă saluturi din partea bisericii și a păstorului, vă certific faptul că n-am venit de capul nostru, biserica știe că am venit aici să slujim împreună și numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Frați și surori, pentru minutele care urmează, după cum ați auzit cuvântul care s-a citit, aș vrea să ne oprim puțin și să medităm, să discutăm, să reflectăm asupra unei teme, și anume supunerea. Ați auzit cuvântul care a spus, așa s-a proiectat: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Acum, tema aceasta, să o predici la o seară de tineret, nu știu cât de atractivă este. Tema aceasta, nu știu cât de iubită este, nu știu cât de mulți dintre noi am trecut examen sau trecem în fiecare zi, pentru că la subiectul acesta se dă aproape în fiecare zi extemporal sau test, da? Să vezi dacă treci testul supunerii, al acceptării autorității. Pentru că în lumea în care trăim, așa funcționează. Sistemul e așa construit. De fapt, vom observa că nu un om anume a inventat sau a adus în atenția omenirii acest aspect al supunerii, ci Dumnezeu este Cel care așa a proiectat lucrurile. Da? Sistemul este de așa natură și cei mai mulți dintre noi suntem obișnuiți să ne supunem, chiar dacă nu în totalitate, însă parțial, nevoiți, obligați, anumite contexte și împrejurări ne cer imperios necesar să ne supunem, pentru că fără să ne supunem nu putem să continuăm, să mergem mai departe, să ne facem, să ne desfășurăm activitatea. Am fost într-o biserică și am predicat. Tot așa, am fost cu tinerii de la noi, cu o parte din tinerii de la noi, într-o biserică, și acolo mi-a fost dată tema. Aici nu mi-a fost dată tema și vreau să vă spun lucrul acesta. Fratele Vasile nu m-a chemat să vă predic să fiți supuși.
mi-a dat libertatea să aleg subiectul acesta. Și cum vă spuneam, fusesem în biserica respectivă și mi-a fost dată tema, printre care am atins și acest aspect întreagăt al supunerii. La sfârșitul slujbei, fratele pastor a venit la mine și mi-a spus că apreciază slujirea mea și a fost mulțumit de felul în care am predicat, dar în mod special a spus, ai punctat bine la capitolul acela supunerii, ai pus bine în evidență, ai scos bine în evidență, în relief, aspectul supunerii. Și știți, câteodată, nu știu dacă din partea mea a fost o impertinență sau o lipsă de respect, dar câteodată îți vine mingea așa la fileu și pare că o pasezi înapoi, nu stai să gândești bine. Și am spus, știu, frate, că la frații păstori se pare că le este drag aspectul acesta al supunerii. Și de asemenea și mie, ca părinte, cât am fost la mama și la tata acasă, nu știu cât de mult mi-a fost drag aspectul acesta al supunerii. Însă, pentru că am deja doi copilași, Domnul să-i binecuvinteze, mulțumesc. Acum înțeleg și eu, îl înțeleg și eu pe tatăl meu când mă sfătuia să ascult și să mă supun, că într-o zi voi aprecia și eu aspectul acesta, tema aceasta supunerii. Dar slujitorii Domnului iubesc această temă. De fapt, toți oamenii care s-au perindat pe planeta aceasta, toți care trăim, mai mult sau mai puțin iubim acest lucru, supunerea. Dar știți, cei mai mulți dintre noi vrem ca această supunere să se aplice cu privire la alții, dar nu la noi. Alții să ne fie supuși nouă, însă nu noi să fim supuși la rândul nostru celor care sunt peste noi. Eu aș dori ca tinerii să-mi fie supuși și nu mă plâng că nu-mi sunt supuși, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar oare, în dreptul meu, cât de dispus sunt eu să-i fiu supus păstorului bisericii, să-i fiu supus liderilor care sunt peste mine, au autoritate delegată peste mine? La supunerea, am spus, este o treabă veche, de când lumea și pământul. Dacă deschidem Scriptura în Genesa, în capitolul 1, înainte chiar să fie creat omul, Dumnezeu are o discuție între cele trei persoane ale dumnezeirii, are loc următoarea discuție. În versetul 26 din primul capitol al cărții Genesa, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Înainte chiar să-l creeze Dumnezeu pe om, a spus, eu îl fac pe om și deleg această autoritate să fie stăpân peste animale, să fie stăpân peste peștii mării, peste tot pământul, peste toate târâtoarele. Da. De când ne naștem, Dumnezeu ne așează într-o familie, avem un tată și o mamă, asta e familia, aia nu e familie bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Cred că la noi nu trebuie să accentuăm foarte mult, însă câteodată poate e bine să ne ridicăm glasul și vocea și să amintim și lucrul acesta, da? În familie, de când ne naștem, suntem puși de Dumnezeu sub autoritatea mamei sau a tatălui și a mamei, da? Ordinea cronologică. Pentru că Pavel spunea în 1 Corinteni că este Dumnezeu, este Iisus Hristos, este bărbatul, este femeia și apoi copiii, da? Ne lasă părinții noștri la bunici, poate, pentru câteva ore când merg ei la cumpărături sau eu știu ce activități întreprind și am crede noi că la bunici e lumea noastră. S-ar putea ca unii bunici să tolereze la nesfârșit, însă poate mulți bunici sunt stricți cu părinții și nici acolo nu scăpăm de aspectul acesta, de supunerea aceasta pe care trebuie să o arătăm. Dar mergem la grădiniță, acolo este investită o femeie sau mai multe femei peste noi cu autoritate, la școală. De asemenea, am condus de la Kaffenberg până la dumneavoastră și conducem, ne deplasăm în fiecare zi cu mașina. Și când ne urcăm la volan, da, poate noi nu mai, dar poate tinerii care iau permisul la 18 ani se urcă la volan și poate cred ei, am pus mâna pe acest, nu știu, e mai numit și covrig și eu sunt propriul meu stăpân, eu sunt stăpân peste această mașină. Și la prima vedere ai crede, wow, ce dreptate are. Însă peste tine, ca șofer, este pus cineva, este stăpân cineva. Și ești mare și tare până te întâlnești cu domnul polițist. Când te oprește, el tremuri. Nu că ți-e frică, nu-ți face mare lucru, dar știi, te doare și inima să bagi mâna în buzunar să scoți 50 de euro sau 100 de euro. Da?
Și sunt aceste ierarhii în lumea noastră pe care trebuie să le respectăm. Vreau în această seară să vă spun că Dumnezeu urăște nesupunerea din mai multe motive. Și primul motiv pentru care Dumnezeu urăște nesupunere este pentru că în universul lui perfect, acolo în împărăția lui, unde mecanismul mergea într-un mod desăvârșit, erau relații profunde între toate persoanele sau între toate ființele care populau împărăția lui Dumnezeu, da? Cerul lui Dumnezeu. Și într-o zi s-a întâmplat ceva, într-o zi un înger, cel mai strălucitor înger, Lucifer, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu. Și în Isaia 14 cu 12, cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar lucrul acesta, că Lucifer n-a mai dorit să fie sub, să rămână sub autoritatea, să se supună sub Dumnezeu, și a spus, îmi voi ridica, următoarele versete sunt mai concludente, dacă dai mai departe, a spus el, îmi voi sui, mă voi ședea pe muntele adunării Dumnezeu la capătul miezului noaptei, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, și următorul verset spune că voi fi ca cel preanalt. Nu mai vreau să fie peste mine Dumnezeu. Vreau eu să fiu ca și el, stăpân. Știți că a ajuns stăpân, însă într-o lume a întunericului, într-o lume a dezordinii, într-o lume a răului, a rușinii, a disprețului, a batjocurii, da? Dumnezeu urăște nesupunerea, pentru că nesupunerea nu face casă bună cu caracterul lui. Dacă ne uităm la Domnul Iisus, nenumărate versete sunt, de exemplu, Evrei 5 cu 8, dacă vrei să afișezi, ești foarte rapid acolo, Evrei 5 cu 8 spune, măcar că era fiu Iisus Hristos, da? A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Filipeni 2 cu 6 este o odă sau un imn, da? Închinatul lui Dumnezeu, prin care este descrisă atitudinea pe care a avut-o Hristos când a fost în lume. Filipeni 2 cu 6. Da? Aici ești aproape de mine. Am crezut că e mai departe. Da? Iisus Hristos s-a supus, deși era Fiul de Dumnezeu, deși era Dumnezeu însuși, da? A învățat să se supună, a învățat să asculte, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, da? Ci s-a supus și spune cuvântul Dumnezeu că s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, și urmează, următoarele versete explică în ce fel Dumnezeu l-a înălțat mai presus și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că de ce? Pentru că s-a supus. Pentru că a spus, nu sunt, chiar dacă sunt Dumnezeu, misiunea mea pe pământul acesta este să mă cobor. Este să mă fac una cu omul, să trec prin acel vârtej, prin această lume zvăpăiată, da? Prin această avalanșă de ispite, și să arăt lumii că se poate trăi, se poate depăși condiția umană. Cu o singură condiție, să mă accepte pe mine ca Domn și Dumnezeu în viața lui. Da? În cele ce urmează, aș vrea să ne uităm așa pe scurt la câteva domenii sau la câteva aspecte pe care Dumnezeu ni le cere să fim supuși. Și începem așa de sus de tot. Supunerea față de autorități. În această seară învățăm, știu că sunt lucruri oarecum și generale, sunt lucruri pe care noi le știm, dar nu aduc ceva neapărat ceva nou, ceva care să uimească, să surprindă, însă cred că la casa lui Dumnezeu și în mod deosebit, oarecum am observat că sunt foarte importante unele teme pe care noi le știm, de care ne lovim în fiecare zi, dar oarecum este important să ni le aducem aminte și să le învățăm pentru ca să creștem în aceste aspecte și fie ca Dumnezeu să ne ajute. Da? Și citim supunerea față de autorități, citim Romani 13, 1 la 6, cuvântul acela, știți, citesc doar un verset, versetul 1, Roman 13, cu 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Da? Supus autorităților. Mă gândeam, de cele mai multe ori, Pavel când scrie romanilor, corintenilor, în mod deosebit, corintenilor, se spune că toate aceste două scrisori, de fapt, majoritatea materialului care este acolo, este răspunsul lui Pavel la întrebări pe care le-au ridicat corintenii. Mă gândeam, citind Roman 13 cu 1, oare în biserica din Roma
acolo unde era cezarul, acolo unde puterea romană și autoritatea romană era la culme, da? Era nucleul acela de senatori, ordinea aceea care s-a transmis și în Imperiu, însă acolo la Roma părea că ar trebui sau trebuia să fie perfectă. Aveau probleme creștinii din Roma cu supunerea față de autorități? Au creștinii din Graz probleme cu aspectul supunerii față de autorități? Ce fel de creștini suntem noi în raport cu autoritățile? Ne plătim noi taxele? Da, mergem noi regulamentar? Suntem noi cetățeni modeli supuși față de autorități? Mergem mai departe? Supuși în mod deosebit pentru copii, pentru tineri, pentru cei care merg la școală, supuși față de profesori? Da, sau noi angajații față de șefi? Noi suntem acolo sau sunteți acolo trimiși la școală nu să dezvoltați un spirit miștocăresc, da? Nu trebuie să vă asociați cu ceilalți colegi ai voștri care scopul lor în viață este să facă pere al profesorilor, da? Aveți respect față de profesorul de acolo, pentru că, știți, cei mai mulți dintre noi, dintre cei care am fost cândva elevi, poate nu avem nici măcar matura. Și gândiți-vă că profesorii aceia nu au doar matura, au și o facultate sau două, și un master poate. Dar respectați ceea ce au făcut ei, la ce rezultat au ajuns ei. Înțelegeți că nu aveți decât de câștigat dacă vă veți supune. De asemenea, în ceea ce privește supunerea la locul de muncă, cum să mă explic? La locul de muncă s-ar putea să nu fii cel mai bun, însă s-ar putea, pentru că ești un tip care respectă autoritatea, să fii văzut bine și să ai de câștigat. Însă, dacă ești tipul acela foarte bun, s-ar putea să-ți iei inima, să-ți iei mintea, nu știu, să spui, a, sunt capabil, sunt bun, firma asta stă în mine, fără mine nu merge, și s-ar putea ca să fii nesupus. Mai devreme sau mai târziu vei avea de pierdut, poate chiar locul de muncă. De aceea, înțelege astăzi, chiar dacă se aud aceste cuvinte de la amvon, este planul lui Dumnezeu. Tu, ca și creștin, eu, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să fiu supus la locul de muncă, la școală, față de autoritățile statului, da? Apoi un alt aspect al supunerii, supunerea față de liderii spirituali, că aminteam ceva la început. Știți, dacă la școală nu avem încotro, că dacă nu ne supunem și dacă suntem foarte răzvrătiți, s-ar putea să nu mai sfârșim anul și să tot repetăm și să fim exmatriculați. La locul de muncă s-ar putea să plecăm capul și să ne supunem și să spunem, a, n-am ce face, trebuie să îndur și pe șeful ăsta și pe celălalt. Și oarecum contextul ne obligă, ne forțează să fim supuși. Vreau să vă întreb în această seară, tinerilor, vreau să vă întreb în această seară, față de fratele Vasile, liderul vostru, cât de supuși sunteți? Știi, el n-are ce să vă facă dacă nu sunteți supuși. Ăsta e atu, oarecum, al nostru. Noi n-au ce să ne facă pastorii dacă noi nu suntem supuși? Să ne pun la disciplină? Și ne încurcă mare lucru? Dacă nu suntem predicatori și nu trebuie să venim aici, nu ne deranjează. Aia, predicatorii poate-s mai supuși puțin, da? Dar aspectul acesta al supunerii față de liderii spirituali, citesc un verset din Evrei 13 cu 17. Uitați ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu aici. E demn să luăm aminte. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Nici lor, nici vouă. S-ar putea ca ei să se îmbolnăvească mai devreme și să nu vă mai poată sluji așa cum i-a chemat Dumnezeu să vă slujească. Da? Să luăm aminte la aspectul acesta și să fim supuși liderilor pe care Dumnezeu pentru o vreme i-a hotărât peste noi. Da? Și dacă i-a hotărât Dumnezeu și sau poate pe unii i-a îngăduit Dumnezeu, dacă i-a îngăduit Dumnezeu, a știut el de ce i-a îngăduit. Are un scop, are un plan. Supune-te liderilor bisericii. Pentru că Dumnezeu binecuvintează și în acest fel supunerea. Da? Să mergem mai aproape, să ne supunem părinților. Uitați, Efeseni 6 cu 1, cuvântul acesta care spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Ascultați aici,
ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Argumentul pentru care este să fii supus părinților, să fii ascultător, nu este pentru ca să-i faci fericiți pe ei, ci este să te faci fericit pe tine. Nu este ca să trăiască ei până la 90 de ani, ci ca să trăiești tu până la 90 de ani. Dacă ei sunt fericiți și dacă vor trăi mult, problema lor s-au ocupat ei de ea la rândul lor. Acum este rândul tău. Da? Este rândul tău, este rândul meu. Dacă vreau să fiu fericit, dacă vreau să mă fericesc sau să mă nefericesc, eu sunt responsabil pentru lucrul acesta, al supunerea. Da? Și mergem și ajungem spre final, supunerea față de Dumnezeu. De fapt, ați văzut că le-am luat așa în ordine invers cronologică. În primul rând trebuie să fim supuși părinți lui Dumnezeu, apoi părinților, apoi liderul de la biserică, apoi profesor, apoi șefilor, apoi autorităților. Dar le-am luat invers puțin, pentru că accentul cel mai mare cade pe supunerea față de Dumnezeu. Iacov 4:7, cuvântul acesta spune: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Atunci când ne supunem față de Dumnezeu, da? Când ne supunem față de Dumnezeu, atunci când ne supunem la părinți, atunci când ne supunem șefilor, autorităților, liderilor spirituali, da? Supunerea noastră îl onorează pe Dumnezeu și îl determină să ne binecuvinteze. Supunere față de Dumnezeu însemnează să-L urmezi pe Dumnezeu, să urmezi aceste principii, acest cuvânt al Lui necondiționat. Adică e soare afară sau e furtună, tu ești supus lui Dumnezeu și asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Știți, era o cântare veche, nu o cântăm noi, că mă duc prin frig, mă duc prin ger până la Tatăl meu din cer. O știți, tinerilor, cântarea? Nu știți, o învățăm. Da? Supus în orice condiții, gândiți-vă la tinerii din Babilon, cu ce înțelepciune au lucrat ei și au făcut să se supună lui Dumnezeu. La începutul cărții Daniel le este pus în față mâncarea și spune: mâncați așa ca noi. Și ei gândesc și luminați de Duhul lui Dumnezeu, zic: putem să facem un compromis încât credința noastră să rămână neîntinată, să nu ne călcăm principiile și ei să ne înțeleagă, și reușesc. Dar știți ce se întâmplă mai târziu în cartea Daniel? Ajunge un moment în care Dumnezeu îi testează și acolo nu mai aveau ce să facă. În Valea Dura nu mai aveau ce să facă, nu mai puteau negocia. În Valea Dura aveau două opțiuni. Se pleacă și spătează cugetul, se închină, devin idolatri, se întinează sau stau în picioare, dar îi aștepta cuptorul. Și acolo, la începutul cărții, a mers, că au fost înțelegători, hai să facem un test, aici ce test să mai faci? Însă tinerii aceștia au ales, și au ales atât de bine, să rămână supuși lui Dumnezeu. Și ați văzut bine cuvântarea care a urmat și ce credință puternică aveau tinerii aceștia, încât au spus: chiar dacă Dumnezeu poate să ne scapă, dar chiar dacă nu ne scapă, pentru noi nu suntem, pentru noi mai important este Dumnezeu decât noi înșine. Câți dintre noi gândim astăzi la fel? Câți dintre noi gândim la fel astăzi, ca și ei? Nu contează că trupul acesta va fi aruncat, va fi... ci contează ca sufletul, contează ca eu și Dumnezeu, relația mea cu Dumnezeu, să rămână nestricată, neîntinată, să păstrez aproape, să țin aproape de Dumnezeu, să-mi țin credința aproape de Dumnezeu. Și vreau să vă dau câteva argumente, sau un argument, două argumente pentru care să fim supuși. Am mai multe aici, dar aș vrea să concluzionăm. Și primul argument pentru care ar trebui să ne supunem, știți, este o vorbă, zice: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da. Ce vreți, poate într-o zi, băieților, poate într-o zi Dumnezeu, peste câțiva ani, vă cheamă să fiți într-o poziție de conducere, să fiți voi lideri în locul fratelui Vasile. Fratele Vasile, Dumnezeu poate să-l cheme mai sus. Și dacă astăzi nu sunteți supuși, ați vrea să fiți tratați la fel de tinerii care vin de generația următoare, să vă purtați cu fratele Vasile cum vă purtați, să se poarte tinerii cu voi cum vă purtați voi cu liderul de astăzi? Nu v-ați dori lucrul acesta. Dar ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Gândiți-vă la copii, că vă veți căsători și veți avea într-o zi copii.
Și dacă voi n-ați ascultați de, nu ascultați astăzi de părinții voștri, s-ar putea ca copiii voștri să vă moștenească. Asta e trist. Nu vrem să ne moștenească copiii în lucruri negative. Dar asta nu noi decidem. Teoretic, da? Practic putem, printr-o viață sfântă, să ne silim să fim noi astăzi ce trebuie ca ei să vadă în noi un model și un exemplu. Și vă citesc încă un verset din Ieremia 38:17. Era o situație în Israel. Gândiți-vă că poporul lui Dumnezeu era dus în robie și a mai lăsat, împăratul Babilonului a mai lăsat o rămășiță, dar cei mai săraci oameni zice că au rămas acolo și au lăsat pe omul acesta, pe Zedechia, să fie guvernator. Și omul acesta avea tendință să nu se supună. Și vine prorocul și îi zice astfel: așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Dacă te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață. Cine? Da? Zedechia, da? Tu. Și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc. Societatea în care el, da, trăia, comunitatea. Iar tu vei trăi împreună cu casa ta. Așadar, înțelege astăzi că supunerea ta sau nesupunerea ta îți afectează propria viață, familia ta, biserica. Vă aduceți aminte, nu intru în detalii, vă aduceți aminte de Acan când a murit? A murit doar singur pentru păcatul lui? Singur a murit? Cu toată casa lui. Că poate soția lui l-a văzut și l-a încurajat. Nu poți să tragi covorul să acoperi obiectul acela? Hai că te ajut eu. Poate copiii au stat la pândă să vadă, nu vin slujitorii lui Dumnezeu să ne vadă ce păcat facem noi aici. Da? Păcatul lui comis împreună cu ei. Da, aduceți-vă aminte de Iona, când fuge de Dumnezeu. Și ce vină avea oamenii aceia că prorocul ăsta care s-a decis să nu se mai supună, călătorește cu ei la Tars. Ce vină aveau ei? Erau împreună cu el în corabie. Dar acesta e un argument foarte important să ne supunem, pentru că în felul acesta atragem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră, asupra familiei noastre, asupra poporului Dumnezeu. Da? Și vreau să închei și să vă aduc un exemplu al Scripturii. Un om cunoscut, foarte cunoscut, un împărat, cel mai strălucitor împărat. Știți că dintre toți împărații lui Israel, unul a rămas în istorie așa celebru. Toți făceau referire la el. Care e împăratul ăsta? Tinerii, care e împăratul ăsta? Da, Solomon a fost strălucitor, a fost fermecător, a făcut lucruri extraordinare, dar în ochii lui Dumnezeu și în ochii poporului lui Dumnezeu, altul a fost David, exact. David. L-ați văzut pe David în istoria lui? Sau ați studiat viața lui la capitolul supunere? Când merge Samuel să ungă unul din fiii lui Isai ca împărat, el nu este la masă. Dar n-a comentat. A zis Isai: avem un oaspete de seamă, du-te și paște oile, că băieții ăștia primii sunt mai importanți ca tine. A comentat David? S-a dus. L-a uns împărat Samuel. Și după ce l-a uns Samuel împărat, David și-a luat bagajul și s-a dus în capitala Israelului. Atunci s-a dus așa? Nu s-a dus? Nu s-a dus. Unde s-a dus? Unde a fost David după ce l-a uns? Înapoi la oi. Cum la oi? Eu? Ceilalți frații mei, toți au trecut prin fața lui Samuel. Samuel în dreptul fiecăruia a zis: am un argument foarte puternic, acesta este viitorul împărat al lui Israel. Și a zis Dumnezeu: te înșel. Cum, Doamne, la Eliab mă înșel, la Shama mă înșel, și la al treilea, și la al patrulea. Și cu toate că David a fost ales, Isaia zice: ai fost uns, dar n-avem cu cine să lăsăm oile mai departe, vezi ce faci cu ele. Și David s-a dus. Îl cheamă Isai: haide și du-te să vezi ce fac frații tăi, că sunt în război cu filistenii. Și se duce David și este întâmpinat cu o atitudine de dispreț de frații lui. Și el se supune. Se supune
Mai departe, mai târziu se supune, e observat cum se supune lui Saul. Și mulți dintre noi avem gânduri așa, păstorul bisericii, da, liderul nu știu care, îl văd eu că a făcut un lucru, nu-i bun la predică, sau eu știu alte argumente și spun, a, nu mă mai supun lor, nu mă mai supun lui, eu aș fi mai bun acolo. David avea mai mult de argumentul pe care îl avem noi. David avea un argument că Saul era lepădat. Peste Saul veneau duhuri străine. Saul nu mai avea nici măcar o viață liniștită. Și cu toate acestea, când este îndemnat, unul din generalii lui spune, lasă-mă să-l lovesc. O singură lovitură și am terminat cu el. Ai pace! Și el a zis, nu este împăratul lui Israel, mă voi supune în continuare. Chiar dacă supunerea înseamnă să fug din stânga în dreapta. Să colind așa, știi, nu mi-am propus să fac wandern, dar mă duc așa printre toți munții lui Israel, că fug de stăpânul meu. Dar ai putea să faci ceva cu stăpânul tău și să rezolvi lucrurile, să ai și tu o viață liniștită, nu? Dar nu, el a zis, eu știu una și bună, eu știu, eu mă ghidez în viață după un principiu pe care l-am învățat de la Dumnezeu, să mă supun. Să mă supun, să mă supun. Și mai are loc în viața lui David un lucru foarte, foarte... Se întâmplă un lucru tragic. Păcătuiește cu Batșeba. Și vine Nathan la el. Și după ce îi spune istoria, Nathan îl confruntă personal și spune, tu ești omul acela. Tu ești bogatul acela care ai luat singura mielușea de la sânul săracului. Tu ești. Ce face David? Era împăratul lui Israel. Știți că în istoria împăraților lui Israel au mai fost împărați care la rândul lor au fost confruntați de prorocii lui Dumnezeu și a zis un alt proroc, unui alt împărat al lui Israel, nu ți este permis să intri să tămâiezi. Nu ești preot, ești împărat. Încurci funcțiile, pozițiile, chemările. Știți ce a făcut împăratul acela, nu? Putea să facă și David la fel. Și cu toate că David a căzut într-un păcat foarte mare, totuși este destul de lucid să spună nu câștig nimic dacă pedepsesc pe profetul acesta, ci câștig foarte mult dacă mă supun. Și de la supunerea aceasta lui David față de omul lui Dumnezeu, de la recunoașterea aceasta, a început procesul acesta al pocăinței de păcatul acesta. Acela urât pe care l-a făcut și Dumnezeu l-a binecuvântat. În această seară am venit de la Kaffenberg, frați și surori, cu gândul acesta să vă spun că Dumnezeu ne cheamă la supunere. Tinerilor, Dumnezeu vă cheamă la supunere. Învățați lecția aceasta. Căutați să deschideți cuvântul lui Dumnezeu și să urmăriți oamenii Bibliei, să vedeți cât de mult au fost binecuvântați și mare parte din binecuvântări s-a datorat pentru faptul că au știut să stea sub autoritate. Să stea sub autoritate. Liderii de mâine, eficienți, cu succes, binecuvântați de Dumnezeu, mari oameni al lui Dumnezeu, care veți fi, nu veți putea niciodată ajunge dacă nu veți învăța în această seară, dacă nu veți trăi cu Dumnezeu în supunere, supuneți-vă și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.